Pensiile vor ajunge cu câteva zile mai devreme decât în mod normal, anunță autoritățile. Marius Budăi, ministrul Muncii, a precizat în presa națională că pensiile românilor vor intra pe card mai devreme luna aceasta, însemnând în prima parte a lunii, pentru ca beneficiarii să poată cumpăra cele necesare pentru masa de Paște. În mod obișnuit, pensiile ajungeau la beneficiari între 1 și 15 ale lunii, în timp ce luna aceasta vor ajunge între 1 și 11 aprilie. În ceea ce privesc voucherele sociale, mai bine de 2,4 milioane de persoane vor primi suma de 250 de lei tot înainte de sărbătorile pascale, pentru a putea să achiziționeze cele necesare pentru masa de sărbători. Plata pensiilor și încărcarea cardurilor sociale mai devreme sunt un ajutor pentru pensionari în ceea ce privesc alimentele pentru masa de Paști, care s-au scumpit foarte mult în ultima perioadă. De exemplu, un kilogram de carne de miel a ajuns circa 40 de lei, iar ouăle sunt mai scumpe cu 35%.